Ce doia, odă-și-o cu celălalt. De unde The Spring of 2016? Că eu știam din povestea asta, de când eram pe Ghidiu. Dar cum știai tu că o să înceapă în viitor povestea sau cum? Dar de Bigfoot zic. E panică în orașul Puleni. Dispar oamenii în fiecare weekend când pleacă la câte un grătăriel. E șoc și teroare în orașul Puleni. Se zvonește cum că Bigfoot mănâncă toți oamenii care pleacă la grătăriel în weekend. Orașul Puleni mai are o singură salvare. Doi ratați, Demian și Codrin. Demian și Codrin sunt boschetari. Dar li s-a promis de către primarul orașului Puleni o mare pulă dacă îl prind și-l omoară pe Bigfoot ca să fie cetățenii încă o dată în siguranță. Demian și Codrin erau beți de la spirit, așa că au acceptat. Și uite așa au plecat în călătorie spre pădurea interzisă. Au călătorit cu groază până la găoaza oază. Ce au făcut cei doi iar, ori popocusit, dar fără nar. Și-au plecat în aventură cu mare durere în pulă. Drum cu grop și multe curbe, pe drum s-au oprit la curve. Ori plecat și ori continuat, morți de beți și ori și vomat. Ori simțit o apă caldă, dar nu era loc de scaldă, era vomă de la oameni, dar mă rog. Nu era norocul chior, ori prins roșu un semafor. Ori trecut cu greu tot drumul, dar mai era încă unul. Și uite povestea zisă, fix pădurea interzisă. Ori dormit că erau caput, vânătoarea a început. Așa a făcut Bigfoot noaptea. Și ei s-au trezit. Da, bună ziua, oameni buni, bine v-am găsit la un clip, dar și cu Demian și astăzi o să-l vânăm pe fratele Bigfoot. Că mi l-au făcut calarul ăsta cu ochelari ca să nu mai fie așa frică. Mi-am eu pe ăla cu căciulă atunci. Ok. Ia uite-te. Ioi, salut. Băi, cum să mișc așa, mă? Tu ai stomacul umflat. Ce pula e? Bă, îmi plac manelele. Alo? M-auzi? Bă, da, te aud, dar acum nu te aud, dar trebuie să mai... Vai, stai un pic așa. Lost. Toți îți pierduți aici. Ce e asta, mă? Ce? Bă, uite aici, de camera. Cum o iau? De opa. Cum ți-ai dat flash? Cu F? Ah, e bă, bun. Ia-ți și tu o camera de asta, eu mi-am mai mult. Da, eu uite, night vision camera, cum le luăm? Cu F. Cu F? Cu E. Pușca aia! Am luat-o! Ce? Am luat-o un trep, ia și tu un trep, am luat două trepuri, ia și tu două trepuri. No, bun, stai. Bă, cred că am impresia că trebuie să luăm camerele și să le punem afară, cred că. Ți-ai luat medicină? Începe cancer, oameni buni, eu cu Demian o să-l găsim pe Bigfoot și-l omorâm. Bă, închide geamul, lasă-l așa. Bă, dar tu vezi cum umbli, bă, ce până, uite-te la mie și eu umblu tot așa. Da, te plimbi așa, nu știu cum să zic, am uitat fac așa, dar mă vezi. Patru camere, maximum am luat scrie. Camere din astea, Codrin, ia și tu de astea. Maximum îmi scrie mie, Demiane. Uite aici, Codrin. Finding Bigfoot, avem și caravană, mă. Unde-i dormi? A, ce se fac? Bă, fii atent. Ha? Bă, putem să folosim calculatorul, uite da, că se arată. Să ne uităm la camere. 4 camere. Hai să montăm o cameră, bă. Să... Da, da, dar nu vrei să le iei, că trebuie să le iei ca să le montez. Ia uite, bullet. Eu am luat una. Eu n-am pușcă. Ia uite, ai și ăsta, infraroșu, ce dracu ăsta, nu infraroșu, cum îi zice mă, la night vision, Google-s de la Google. Da, da, ai și... Bă! da, cum alergi așa, cum mei așa. Ideea e toată ideea, că noi, eu cu Demian, am venit aici să-l găsim pe... Codrin, auzi, pași! Pe Bigfoot. Aios, bă, ios, ok. Tu ai respirat, uai ce m-am speriat, mă. Uite, mă, take rope. Ionam... Hai să nu-mi fie... Signal, gun, rog... bă, în caz că ne pierdem. Da, dar fiecare ia câte unul și jumate din tot împărțim. Bun, am luat două signal bullet, cred că o să ajungă. Am luat patru, cred că e bine. Track bullet, ce-o fi ăsta? Iau și trei din astea. Bă, da, rope. Să ne legăm, da, și... să ne spânzurăm în caz de ceva. Ai luat rog? Da, astea ce-o mai fi? Dar de ce umbla așa omul, bă? Mă, asta mă pune la cap, mă. Ce se lasă așa în jos puțin. Ah, da, ce fac și pe tine? Ia uite la mine. Nu-i bine, mă, cu umblatul ăsta, restul e ok tot până acum. Bă, ia-ți camerele de aici, din dreapta. Bă, i-am luat două camere, dar... Și ammunition. Îmi zice maximum, unde vezi ammunition? Uite, în stânga, Codrin, acolo pe rafturi, unde mă uit eu. A, uite-mă, da. Și sus medkit, ia-ți medkit. Da, stai, bă, cum îmi văd inventarul? Bă, backpack, I, numere, C, track bullet. Bă, cred că dacă trag cu track bullet în el, ne arată, ne scripește pe undeva. Da, și da, știm unde să mergem. S-a făcut dimineață, mă. Bă, te auzi? Aha. Tu ți-ai luat un rope, așa-i? Uite, pe tâi, trap-ul. Dacă apeși, poți să-l pui jos. 2, 1... Și camera e C, camera e C. 3, signal, camera, cum adică? A. C. A, văd că eu n-am niciuna, dar bă, inventar sigur da, trebuie să fie, mă. Hai să-ți iei, mă, hai de aici, mă, să-ți iei. Uite, bă, stai, G-i jurnalul,
Hai de pula mea, uai urâtii mă, să facă, zici că e Rambi ăla, cum e, Arambe. Arambe. Uite aici e cușca pentru el, mă. Da, mă, aici o să-l închide. Bă, problema e că mi-a zice maximum, nu pot să iau cameră de mine, deci trebuie să venim în două ture, dar da, în același timp nu pot să-mi fac loc în inventar, nu pot să-l văd. Nu te lasă să le iei astea de aici? Nu, zice maximum. Dar știi ceva? Le iau eu tăte. Stai. Avem da, și mâncare, bă, ni foame sau în caz că ne dăm ăsta. Știi ce trebuie să găsim noi acum? Punct e unde să punem camerele și după aia, când vine noaptea, stăm în dubă și ne uităm pe camere. Bun, na, eu am patru camere, le pun, unde zici tu? Hai. Da, bun, dar eu totuși aș vrea inventar, mă, nu este să-mi arunc, să-mi pun niște bullet real, că ăsta e numai track bullet. Dacă vine ce fac, eu trag cu track în el. Uh-huh. Bă, uite, din Z, uite Z. Îți schimbi între bullet și track. Da, numai, eu nu mai am loc de bullet, aia zic, că voiam să pun înapoi o cameră sau ceva ce am luat. Ai numai track? Da, două track, că n-am apucat să le iau astea de aici, amunișă, nu că nu mai am loc. O să fie interesant. Dar uite, mă, mere. Acum mere, ce pula mea? Moment, ia și camera. Ia. Nu, scrie maximum. Poate nu. Nu, dar nu e aia camera, Codrin, aia e de stânga ta, mă. N-ai de vision camera? Alea-s camera asta. Aaa, ai de până. Aia te-am încercat să te divau 5 ori. Dar credeam că tot spre ăla arăți. Nu, mă. E handicapat caracterul meu. Mă, dar vreau și o bușcă. Oare mai găsim una sau numai unul are? Cred că mai găsim, dacă nu facem curândul, cumva. N-am pot să-mi dai tu, da, mă, întrezați mere. Dau cu flashlight-ul în el. Na, ce X? AX n-am. 1. Decât tu ai. 1, 2, 2 e pușca, am înțeles. Z schimbăm. Ia uite, te-am încărcat, acum am încărc pușca, am 5 glanțe. 6 maxim. Bă, oare găsim spoturi speciale? Bă, tu l-auzi? Bă, ăla e el, mă. El o fi, mă, cine dracu mai face așa ceva? Ai de pula mea, mă. Dă-mă rip branch, putem să dăm rip branch. Am tăiat o creangă. Ai de pula mea cum a făcut, mă. Bă, încolo s-o dus. Hai să nu ne pierdem unul de altul. Uite, uite, eu pun o cameră. Pun o cameră aici, taci. La crossroads, ca de amor. Taci. Eu respir, sper. Da, cred că. Na, hai. Poți să o pui unde vrei? Pun o cameră aici, pun o cameră aici, ok? Pune. Bun. Dar poți să o schimbi direcția cu... Ah, ba nu, că se uită spre drum, e bun. Da, spre drum am vrut să o pun, da. Ah, da, e bun, mă. Ia uite-te, avem aici ceva. Ce zice? Oare ni le distruge, mă? Ho, să poate, dacă ne le distruge, ce dracu mai facem cu el? Bă, Codrin, vezi, numai... mai știi mine întoarce la cabană, la ruletă. Bă, pe drumul ăsta, hai că țin eu minte. Ai acolo bun, tot bun. În față. Bun, bun. Bă, o luăm spre ăsta sau fugim și punem camere și lângă noi? Ce dracu să facem? House River, Glacier Lake, Talbot Lake. Talbot. Hai să mergem și la lac să punem câte una, la nu? Talbot? No, hai. Hai să mergem, da. Mă ține minte că aici la răscruci și o luăm încolo. Bun. Da, către cameră, dar nu cred că se mai vede blitzul. Ha? Ba, un pic. Bă, stai mă, că deja m-am pierdut. Aici, uite mai. Nu, zic, pe unde dracu, de unde am venit? A, de aici am venit, Codrin, uite, pe drumul ăsta, așa, uite. Bun, deci... Aici e camera, uite. A, e bun. Da. Deci înainte de răscruce vedem asta, camera noaptea, mai mult ca sigur oricum și nu ne pierdem. Foi. No, hai, dar de mi-am băiatul cu camerele. Bă, dar merem să ne ascundem noaptea, nu stau pe aici. Nu, dar dracu stă, adică până la urmă să trebuia să și ieși și mă gândesc să-l prindem dacă suntem ambițioși. Nu te pe Bigfoot ăla. Bă! Ha? Să nu ne abatem prea mult, bă, că eu nu mai știu exact unde am înapoi. Uite, pe aici, da. Ținem minte noi toate curbele alea, că văd acum aia de semne, da. Da, cred că vedem. Dacă nu se face ceață sau noapte, hai să-ți... Oare un ceas, dar nu un ceas. Nu știu. Unde ești, Codrin? Bă, te-am văzut. Stai, mai văzut. Hai să stăm aproape, ca apoi ne speriem unul de altul dacă ne vedem așa pe-un pătru. Am vrut să zic că n-au ce urât respiră și tu erai. Ia uite, asta e un pilac. Da, bun. Pun una. Da, uite, pe ponton aici. Pe pontonul pui? Nu știu, da, cred că. Sau unde vrei tu, unde crezi tu, că tu ești băiatul cu camera. Ideea e că el trebuie să se adapte, știi? Eu zic să punem una, uite, aici, așa. O să vedem, știi? Vine Bigfoot și bea apă. Uite, așa o pun. Gata. Ne ajung două în prima seară, sau mai punem? Punem una și lângă noi? Eu zic să pun eu două și tu două.
Da, bă, dar Codrin, dacă ții minte unde punem camerele, le putem lua și să le punem în altă parte noaptea viitoare. Da. Bă, dar ideea știi care e? Care? Să nu ne punem camerele foarte departe de rulotă, că dacă vedem trebuie să meargă să-l omorâm și până venim aici ne fute soarele. Știi? Adică e ok una, dar mai punem încă una departe și restul 5 în jurul nostru, da. Mai aproape. Că oricum el se plimbă. Și când îl vedem pe lângă noi da, trebuie să... Da, uite, pun una aici. Pune, să bată încolo. Încolo? Spre semn? Către așa, da, către semn, perfect. Bun. Ceas. Bă, oare nu putem să craftăm niște lumini ca să vedem și ceva pe camerele sau au infraroșu oare? Da, sigur văd ele cu infraroșu, adică mă gândesc noaptea. No. Da, bun. Mergem înapoi către drum, luăm repede altă direcție, mai punem o cameră și fugim dracu acasă. Uite cum alergi. Hai de pula mea. Hai să punem și capcane mă lângă una, dacă vrea cumva, sau lângă noi să punem asta, ha? Lângă camerele. Nu ne putem rupe noi picioarele în ele. Ba, trebuie să ținem minte la unde. No, uite, aici punem una aici pe drum? Da. Uite, aici pun una. Bă, numai să ne dăm seama când se înserează. Ce? Am vrut să zic, cred că mi se pare că se înserează. Am pus. Trap item, fii atent, you need to mask it after placing, use branches to din do copaci, this. Din copaci, da, din copaci. Hai să luăm niște branches. Rip branch, cu E, ia uite, am luat câteva pe jos. Bă, de mea, uai ce întuneric e dacă te uiți în jos, să-mi bag, pula. Da, mă, dar cred că vine noapte deja, imediat, azi mâine. Puta-mă, Dumnezeu. Hai de pula mea, măi, mă cac pe mine noapte, acum nu mi-e frică că-i ziua cumva, oricum. Da. Am crezut că s-a oprit camera, mă. Pe unde ești, Demian? Bă, eu mai pun o cameră unde știu eu. Dar mai știi să vin apoi la mine? Da, da. Dar te aud, mă. Nu, eu mă aud pe mine, mă. Bă, Demian, unde ești? Stai acolo, mă, că vin la tine. Am mai pus o camera. Vin jos la semn. Te văd. Hai că umblu și eu cu ăsta să mă vezi. Da, mă. Am o singură cameră. În restul le pui tu, i-am mai pus una. Uite, pe aici, direct în sus am pus-o, să țin minte. Bă! Noi să mascăm trap-ul, mă. Da, maschează. Cu branches. Hai că pun una către trap. Tu ai pus branch? Pune. Așa, ia uite. A, dar nu mai pune una, că se vede de la aia, a mea. Să vezi, o iau? Mă duc la aia. Hai că o iau înapoi. Stai să o iau a mea, să văd dacă se vede. Se vede, mă. Se vede? E bun atunci. Se vede până acolo, dar nu trebuie să pune mai mult în acea direcție. Hai să mai punem înspre ăsta nostru. Nu? Da. Bă, cred că vine noapte cu dinti, uiți? Hai să plecăm, Demian, hai! Bă, dar nu mai mascăm trap-ul, că l-am lăsat de-am pula, nu putem să-l lăsăm așa, că o să-l vadă Bigfoot. Ochi-l mâncă, mă! Nu, unde ești? Aici, mă! Hai să nu pierdem mai mult timp, că mi-e frică, mă, cap pe mie, mă! Hai să mergem, du-te la cabană, du-te la cabană! Las că mascăm a doua zi! Pun o cameră înspre drum acum sau nu? Înspre drum, uite, le stai că zic eu. Bă, Demian, chiar se înserează, uite, pune soarele, hai să mergem. Da. Hai că stim bine aici. Bă, mi-e frică, mă, să-mi bag pula, dacă mie. Nu. Codrin, mă, urc aici sus pe stâncă și pun o cameră. Demian, hai de acolo. Nu? Nu? Unde ești? Poți să pui, dar uite, te văd, aici. Te văd. Hai, bă, că e soare, pică soarele, dracului. Mai pun una și vin. Stai că mai am și eu. Ia uite, o să pun una așa. Pun aici în fața la mașină. Ia uite, pun una și spre. Hai de pula mea câte locuri ăs. Nu, e seara, Demian, hai în dubă. Am pus camera și vin. Hai. Bă, mă, cac pe mie, mă, să-mi hai că e noapte, unde ești? Eu sus, aici. Bă, e noapte, mă, deja. Da, mă. S-o dus soarele, mă. Hai, lasă-o hai. Să intru. Hai. Du-te de aici. Închide ușa, mă, închide ușa, Demian. Ușa, bă, cum? Așa. Ia. Avem bec, ia uite. Afară, le stingem becurile afară. USB-C. Poți să-l folosești tu deodată cu mine? Cred că da. Și Codrin, vezi că sting becurile la noi. Da, stinge. Poți să mă uiți și stânga-dreapta cu camera. Bă, cât de tare. Hai să văd unde mai este un întrerupător. Ai, după ce fain e. Dă să văd și eu, mă. Nu poți. Pe care ești? Dai pe USB-C, pe tastatură, ai dat? Da. Cu E. Poți să intri? Idios. Văd și poți să le rotești. Poți să le rotești, da, dar uite-te că... Uite, eu văd și ce la ce te uiți tu între timp. Chiar dacă nu mă uit. Uite, eu le învârt. Da, văd că se învârt. Nu le învârtim numai foarte tare, că bine le-am pus la început cum erau. Da, cu FPS-uri scăzute puțin. Da. E ok. Bun. Vezi? Ai, ce fain. Ce?
ai pus tu una foarte aproape de rulot, așa? Da, da, am pus două, în caz de ceva să-l vedem să ieșim. Eu am pus una destul de departe, dacă te uiți la camera... Camera... Bă, dar nu-mi place geamul ăsta de aici, mă, să-mi bag pula. Ioi. Stai așa? Bă, o cameră nu-mi seamănă ceva, cred că ai întors-o tu. Eu sau Bigfoot acum. Ai de pula mea, bă. Bă, dar oricum o spune. Bă, văd! Demianu e în afara ușii noastre! Demianu! What the fuck, om? Nu stă pe geam! Bă, l-am văzut, bă, mă, pe mine, mă, ce pula mea! Bă! Uai, ce-o... Oprește lumina! Ce-o fost asta, mă? A venit pe geam la noi, mă! Da, mă, a intrat cu mâna pe-n geam, mă! Dar cred că a fost... Am văzut o blană după ce am ieșit de pe PC. Fută, mă! Ia, taci! Auzi, Rai? Auzi cum se mișcă? Da, l-aud. Bă, nu sta lângă geamurile astea mari. Nu, nu. Ai de pula mea, mă, ce dracu, mă! Bă, Demian! Da. Mă uit pe camere, să văd dacă e aici. Uite-te pe camere. Bă, dar asta poate să-ți dea un jumpscare de ăla la camere, cumva? Mă, nu știu dacă face din ăla. Ai și zoom cu scroll. Tu mai ai o singură cameră, așa-i? Una mai ai. Da. Unu. Bun, bun. Aia bă, nici n-am pus, ai no signal. Oare le mai știm unde le-am pus, mă? Uai, groaznic a fost, mă! Știu, frate, nu m-am văzut, Demian e la noi, mă! Tata, înghețat căcatul mie cu pușca asta! Când am ieșit pe calculator, mă uit în stânga, văd o mână așa prin geam blănoasă. Cum îmi fut eu una, uite, așa, ați văzut cum să-mi vezi viața, mai am jumate, mă, mi-a futut o lată. Deci s-a futut una? Mi-a futut una, mă. Noroc că am heal, dar nu-mi dau încă. Bă, știi ce facem? Da, a doua zi, primul lucru pe care îl facem, Demian, punem capcană lângă ușă și lângă geamul ăla mare și le mascăm. Codrin, dă click dreapta. Da, 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 am văzut asta. Ce tare, să nu... Ce-o fost asta? Bă! Ce? Ai auzit pași, în dreapta. S-o mișca baluba. Ai de pula mea, mă. S-o mișca baluba în dreapta, mă. Bă, să nu folosim foarte mult night vision-ul, că ni se termină bateriile. Am. Mai sunt aici două baterii, share-uim, una eu, una tu. Stai, baterii la cameră sau la night vision în sine? La flashlight? La night vision, la night vision. Uite, nu, am luat eu. Am luat eu una, mai ia și tu una, la night vision. Eu am luat de astea, am crezut că sunt pentru camere. Mai iau tot și mai iau una. Mai bine. Să folosim, egal. Că cine știe? Mă, dar de ce dracu developeri ăștia mi-au dat? Bă, când l-am văzut? Ce? Dumnezeu, de ce mi-au dat o pușcă? Bă! Să mișcă în dreapta, l-ai auzit? Mai mult ca sigur mai găsim, că ai văzut că sunt locații pe aici, mai mult ca sigur mai găsim arme. Numai trebuie să ne ducem să le și explorăm ziua. Nu numai să punem camere, punem capcane, camere, le lăsăm unde râs și după aia merem să explorăm, numai să nu ne pierdem. Ia uite, deci, find and catch Bigfoot, put Bigfoot in a cage, find lost tourist, if possible. Ah, și turiști trebuie să găsim, mă. Da. Bă, iar nu-mi făcut... Uite, ăștia patru, ăștia ori dispărut, eu mâncat Bigfoot. Să-mi bag, pula. Lost. Nu-mi place, pe ăsta din mijloc, pe Gordon Cooper ăsta nu-l salvăm, că nu-mi place fața lui. Bine. Bă, dar mult durează noaptea asta, mă. Da, mă, da. Cred că se face dimineața imediat. Mă, dar am auzit cum răgea, mă. Codrin, dacă apeși chiuț, arată unde ai pus camerele, mă. A, da? Da. Uite, 1, 2, 3, 5, 7. Hartă cu rulotă, corect. Păi așa da, mă! Atâta, frate, da, mă! Bă, și... Ce vreau să zic? Bă, mă mai uit un pic pe calculator, mă. Bă, am deschis geamul. E închis sau deschis amul? E închis amul, așa-i? Acum ai deschis, acum ai închis. E bun. Să văd și eu. Acum ai deschis, acum ai închis. Bine, doi fricoși într-o rulot. Mă uit pe camere. Îl vânez. Fută-mă, Dumnezeu. Tu vezi cum le întorc acum? Văd ecranul pe care îl întorci, dar nu prea văd pieptul tău, dar nu mă mai duc lângă geamul ăla. Nu te mai duc. Uai, când l-am văzut, mă, o parte din mine zicea, ieși afară și îmi pușcă, da, ce am stat căcat pe mie de frică. Ai, că nu mă mișc de aici. Bă, dar din prima seară să vină așa spre rulotă să ne atace? Nu știu ce-a fost asta, mă, de ce până eu vin chiar așa aproape? Nu știu. Și ai văzut ce bubuit e? Să-mi fac pula, unde? Că nu-i. Unde? Pe camera 4 în față, am dat zoom, e un punct alb. Sper că nu-i ochiul lui ăla. Bă, Demian! Deschis-o! O deschis, închide-o! L-am închis!
Băi, prostul, e aici, mă, să ies să trag în el, nu-i vreau. Nu vreau. Mă, nu mai văd-o, fugi, mă, sta bine, fute una și fuge ca țiganul, mă. Vrei să ieșim să-l vânăm, mă, sau ne mai extindem o zi, două? Nu știu, mă, vrei să mergem pe el sau mai stăm? Nu știu ce să zic, mă. Bă, ce dracu, mă, zici? Oprește antena, oprește antena. L-am văzut cum era, mă. Serios? Da, l-am văzut acolo în față. Oh, fulgera și l-am mai văzut odată. Era între doi copaci, mă, era cât jumătate copacul, mă. Cum a fulgerat, așa nu mai vedeam labele cum merg între copaci. Că s-a luminat. Ofută, mă, Dumnezeu. Bă, dar de ce deschide geamul ăsta, mă? Că vrea să ne atace, să ne ia de... Băi, Codrin, știu care-i șmecheria. Ai văzut, mi-au atacat de două ori când eram pe camere. Stai pe camere și stau eu acum aici. Na, bine, stai tu pe camere și trag eu în el dacă da, vine. Da, așa facem. Tăți că mă duc pe cameră. Na, hai de pula mea, vânătoare de Bigfoot. Dacă-i deschid geamul să-l ademenez și mai tare. Uite, te văd pe cameră cum te miști pe acolo, da? Da? Mă văd și pe mine cum stau, da? Da, am văzut și eu, se văd flashlight-urile, așa? Trebuie să mai pune mâna. Nu-mi place, să-mi bag pula, nu-i bine. Bă, taci, camera 5 și 6, bat pe rulotă fiecare dintr-o parte, când îl vezi îmi zici. Demian, dacă nu mai vine dimineața niciodată și ăsta e restul jocului? Bă, cred că-l văd, mă, întufiș, mă, pe camera 6, mă, dar nu știu dacă e el. Poate mi se pare mie, poate mi-arată. Taci! Nu. Tot confund respiratul ăsta, mă, cred că vine. Ai auzit și am zis Demian? Nu, ce am zis? Dacă a fost nu mă auzi și ăsta e restul jocului și trebuie să ne descurcăm acum noaptea. Mă, poate nu mai vine dimineața niciodată, mă. Aia zic. Ai de pula mea, sper că nu, mă. Că uite-te, numai vine ziua, mă, și plouă. Și noi cât am stat, o dura puțin de tot ziua. Și noaptea, uite-te că stăm, mă. Da, s-ar putea să trească să ne descurcăm de acum și să merem noaptea, mă, da, mă, așa-i, mă. Așa-i? Da, mă, trebuie să ne descurcăm. Ai de pula mea. Dar ce facem, Codrine? Ne luăm inima în dinți și plecăm, stăm lipit unul de altul. Dar tu n-ai armă, mă, și mi-e ciudă. Nu contează, dau cu fler în el și pun treabă, bă, în spatele nuturi și le tăpuleg iar. Eu știu că toată asta, responsabilitatea e pe mine. Dar măcar îi dai cap. Da, cap, oare, așa, oare cât eu cu primul dacă vine. Oare câți glonții trebuie? Bă, dacă mi-o dat 40 de glonțe, nu cred că o să moară din două. Bă, Codrin, ai cum să tai mie camera aia să mă duc să o pun repede undeva? Da, hai că vin cu tine, an. Hai că vin cu tine, mi-arăți tu unde și o pun. L-am văzut, Codrin, l-am văzut. Pe camera 7, l-am văzut, să mișcă. Hai să văd unde e asta. Se apropie de rulota noastră, ai grijă că se apropie de rulota noastră. Serios? Dă pe la geamul ăla, cred că vine. Taci. Fă-l! Mă, mai stai, mai dăm o tură, nu? Pe camera și pe aia mereu. Dar câtă viață ai? Fai, nu știu, 60% să zic. Bun, așa am și eu. Hai că mă mai uit odată 10 secunde, dacă-l vedem. Bă, ce gunoi! Eu am crezut, mă, că nu pot te deschide ușa, am crezut că ne-o spart-o prima oară, eram panicat. Bă, dar ce te vine așa pe noi, mă? Aaa, nu mă lasă să pun capcana în fața ușii, normal. Nu te lasă. Nu. Păi de ce? Da, așa. Futu-i în gură. Mă, dar ce fain văd camerele. Nu. Ce fain văd camerele astea, mă. Hai că zic dacă-l văd, că eu mă tătui după el. Ești curios cum l-ai văzut când venea atunci. Dar bă, Demian, uite-te la camere, zi-mi și tu pe unde vine dacă poți, mă. Da, ți-am spus. Dar ai zis că vine tot la geam și-o intrat pe ușă. Adevărat. Am pus o cameră un pic cam nașpa într-un tufiș și de-aia nu mi-am dat seama. Ioi. Am dat din greșeală pe ăsta de... Bă, Demian! Da! Dar dacă... Oaia asta... Bă, Codrin, o venit pe la geam, bă, data trecută, că văd unde am pus camera. O făcut în conjur, o făcut raș repede la rulotă. Serios? Da, mă, da, o venit din partea altă cu geamul. Bă, Demian, tu știi ce bine vede night vision-ul afară, vai de pula mea. Vede bine? Da! În rulotă... Văd cum ai deschis ușa pe cameră, ce faci?
Mă uit afară cu asta, mă, cu night vision. Ok. No, dacă vezi bine, e ok. Ce zici, mă, mem? Eu nu cred că mai vine ziua aia după hai să merem, hai să merem, hai să merem. Stai numai un pic. Mai verific o singură dată toate camerele să văd cam pe unde ar fi el. La lac oare? Oare e la lac? Bă, da, s-o speriat, ai văzut că i-am futut una și-o fugit, mă. Și de-aia, da, vezi, n-am fost pe fază, mă. Stai să încarc și astea de track. Și data viitoare îi dau cu track după ce îl împușc și fuge. Mhm. Da, mă, chiar track, că după aia lăsa sânge. Lăsa buline verzi, galb, verzi. Problema e că trebuie să încarc de fiecare dată când schimb, uite. Dacă schimb... Nu mai văd cotrinie pe cameră, să știi. Nu? Nu, dacă vrei mai am. Am înțeles, deci trebuie să încarc dacă schimb, tipă, aia, încarc unul și cum ce... trebuie să faci, știi cum trebuie să faci? Tragi în el să-l rănești și când îl vezi că fuge, îi fuți cu da, traserul. Da. No, hai, mem? Ce-a fost aia? Ce, mă? Am auzit un sunet de oaie moartă, mă. Ăsta mâncă ceva acum. Mănâncă prin pădure, așa e? Da, cred că mâncă prin pădure. No, hai să merem după el. Staci, s-o liniști ploaia. S-o liniști ploaia. No, acum hai să merem după el, momentul potrivit. Poate chiar vine ziua, da. Na, pornim? Taci, Codrin, taci. E ventilatorul sau respiratorul lui? E ventilatorul, cred că. Hai să mergem, mă. Da? Hai. Bă, te rog eu frumos, nu sta departe din mine. Lăsăm ușa deschisă să putem intra repede înapoi dacă e ceva. Uite mâzga cum a rămas după el. Să văd. Acolo, uite. Da, mă, ni mâzgă galbenă, verde. Dacă îl vezi că vine, îmi zici. Îți zic. Eu mă uit. Bă! Da. Mi s-a părut că aud că se zguduie pământul. Și unde merem acum? Pur și simplu încercăm să-l omorâm? Da, merem să-l găsim să-l vânăm. Bă, dar mie mi-e frică, mă, să-mi bag cura. Ce mi-e frică? Bă, dar știi care e faza? Pașii mei au... sună ca și cum ar fi pașii lui. Eu tot la respirație mă speriu, mă. Că zici că ideea de bestie. Bă, nu putem să ne dăm hiru singur. Trebuie să-ți dau eu ție și tu mie. Uite, use medicine. Am înțeles. Dar nu ne dăm numai când e gravă treaba. Bă! Ce s-a alea din față? Bă, nu știu, mă, nu văd, Codrin, nici cu night vision nu se vede. Stai, sau nu, sunt capcane, sau... Branciuri? Sunt branciuri. Cred că-s branciuri. Codrin, fii pe fază, că ăsta vine, mă, să-mi bag pula. Da, eu îs, ci cum tremură mâna pe mouse aici, pe pușcă. Bă, aud păsărelele, mă. Bă, fii atent cum facem, tu te uiți în stânga-dreapta și aud păsărele, dar nu mai vine, mă, nu mai vine ziua, mă. Tu te uiți în stâng... Aaaa! Am luat-o de pe drum. Doamne. Tu te uiți în față și eu mă uit... tu te uiți în față și un pic stânga. Și eu mă uit în spate și un pic stânga. Bă, tu vezi lumina aia de acolo? E camera ta? Nu, mă, că... Mă, atât uitam și eu cu camerele, mă uitam la alea, mă zic, ce Dumnezeu or fi? Merem? Hai? Bă, cred că e camera mea, acolo am pus eu. Bă, vine! Unde? Vine! Bă, Codrin, te rog frumos, o strigat. Da, de acolo strigat, de unde mă uit eu, mă vezi unde mă duc? Stai, da. De acolo strigat. Ai de pula aia. Măi. Uite-l. L-a lovit o dată de două ori. De trei ori. Ce bun? I-am dat foc. S-o speria de la player. S-o speria. E ca cu Tracer. Am încercat, dar nu cred că l-am nimerit. Stai. Uite, l-am vezi. Stai. Nu, mă, că trebuie să încarc, am uitat. Fută-mă. S-o speria de la focul tău, mă, da, mă. Hai, bine am făcut atunci, da, nu? Foarte bine ai făcut. Cum n-ai banul? Că altfel muream, că eu am tras în el, am nimerit toată și venea încă la noi. Bun, ne apropiem deja de lac, ăsta e lacul. Da. Băi, eu am țin focul lui. Asta luminată e camera, mă, cred că. Bă, știi ceva? Când mai faci așa raș pe noi, Codrin, îl lăsăm și mă duc repede, pun un trep în fața lui, mă, să-mi fac pula. Da, pot și asta. Da? Bun. Nu, n-are cast ăsta, cast time, trepul tău. Dimia. Ce? Nu știu cât are. Stai că îl pun pe jos să văd, să-l iau repede. Nu mă las să-l pun. Cum îl pun? Cu T, nu? Tu nu mai ai trep. Ba da, mă, l-ai în mână ce pune. Unul mai am. Stai că pun, mai încerc o dată. Mă, măcar strigă n-ai... Da, e ok. Uite, deci îl iau. Da? Fa. Atâta, asta a fost. Bun. Păi pun și eu unul, ia uite. Așa fac și eu direct. Trag în el o dată și pune. De fapt, punem pur și simplu. Bă, ce apă arăt acolo sus? Viața lui Bigfoot? Tu vezi? Bă, da, mai viața lui, măi. Da, tot trebuie să tragem în el și tot fuge și vine.
Adică de la un trap normal, cu dilem. Am jucat cu... Ce? Ce? Mai încet, nu mai mișca. Bă, bă, de unde? Uite la aici! Unde trebuie? Unde trebuie? Bă, cum a fost? Bă, m-a lovit! M-a lovit! Ia, ia, stai că merem după el! Stai că-i pun cu trap! Bă, bă, o călcat în trap, bă! Codrin! L-am ratat cu ăsta! Codrin, unde fugi? Stai că vin! Stai că vin! Mă vezi? Câtă viață mai ai, Codrine? Ai, foarte puțin, dă-mi heal! Că mai am 30%, cred că. Bă, dar am tras în el și n-o plecat, mă. Asta nu-i bine. Stai să văd cum îl dau. Ți-am dat hit, dă-mi și tu mie. Bun, bun. Gata. Da, acum, Codrin, dacă trebuie să-l omorâm, mă, că ni se termină viața și el tot are. El... Uite mâzga. Ai dat cu tracerul? L-am ratat, mă. Și am, nu mai am. Am luat-o treburile. Câte gloanțe mai ai, mă, numărățile? Mai am 26. Bun, e bine, că dacă nu-l omorâm cu gloanțele, după aceea să-l omorâm numai cu trapul, bă. E greu ca dracu după aia să-l omorâm. Eu te cred, dar el strigă prostul și eu nu știu din ce... Bă, o veni ziua? Da, mă, chiar e ziua, mă. Bă, dar ce mult durează noaptea în jocul ăsta. Bă, e o capră acolo, ce dracu? Bă, Codrin, am văzut la noi în rulotă, am văzut carne, mă, în ăsta. Poate trebuie să-l ademenim cu carne, mă. Da, se poate, mă, și punem trapul pe ăsta sau ceva. Am văzut... Bă, Demianto, ai văzut cornele alea de capră pe aici? Nu, ce pula mea de corne de capră, nu mai zice că e și ciupacabra pe aici. Sper că a fost animal, adică. Că bă, eu am jucat un joc care era exact la fel, era rake, trebuia să prinzi rake. Bă, tu ai auzit? Ca și cum s-a băgat ceva în apă. Nu, n-am auzit, Doamne, fute-mă, sper că nu e el. Bă, asta zic, eu am jucat rake, Demian, și exact la fel, cu capcane, cu armă, da? Exact, cred că același om a făcut jocul, bă, tu știi că acolo erau și extraterestri, ești un extraterestru de sub o cascadă, mă, m-a încălcat pe mine, mă, și au fugit după aia, mă. Și erau tot felul de chestii de astea, eu cred că e fix același joc, poate e făcut chiar după același... Cred că e puțin mai vechi, dar cred că ăsta e mai nou. Dacă vrei, jucăm și ăla, nu vrei? Ba da, dar eu așa frică mi-o fost, mă, la jocul ăla. Bă, uite un turn! Unde? Uite aici turn. Bă, da, mă, hai să lutăm. Ce e aici? Poate-ți găsești și tu... Casă, mă, dă-mi și mie o casă. Vezi că mi-a fost un jumpscare la casă în rake în jocul ăla. Bă, ce jumpscare? Bă, este o pușcă de Mian. Bă, dă-mi și mie, mă. Stai, asigură-te că e ok. Bă, trap, Codrin, este și trap. Bă, mi-ai lăsat ammo la casă. Am găsit un pic de ammo aici, nu mult. Nu știu dacă ți-am mai lăsat. Și o pușcă, pizdim acum. Acum? Uite, ia-l tu. L-am luat. Bă, stai să încarc. Bă, eu am pus trap-ul ăla. Am 40 de clonțe, mă. Serios? Na, păi da, ce mă, pula. Da, am și trec. Ia uite, stai, hai să vedem turnulețul ăsta. Bă, am numai 3 trec-uri. Câte? Am mai găsit ammunition. Bun, următorul dă-mi mie. Ok. Ce ai zis? Da, mă, ce fain, mă. Nu poți să pui click dreapta, trebuie să țintești așa? Da, așa trebuie. Bun, am înțeles. Bă, hai să dăm Q, să vedem puncte de interes. Uite că am descoperit turnul și ni l-au marcat acum, am impresia. Hai de pula mea, da, mă. Da, acum o să l-avem salvat. Bă, oare ne vrem turist pe aici, prin zonă? Da, asta speram și eu, să găsim o urmă de turiști sau ceva. Eu am văzut un screenshot la joc, Demian, arăta un om în baltă de sânge, poate turiștii smorți. Probabil că smorți, mă. Hai de pula mea, cred că ți iese gameplay de o oră jumate. Dar păi cât iese? E și o călătorie faină. Da, bă, dar bă, chiar să merită jocul ăsta, mi-e place mult. Și mie, dar mi-e frică puțin, adică puțin. Și mie mi-e frică, mă, să-mi bag pula. Gândește cum am simțit eu, bine să și tremur, că n-am avut nici armă, bă. Dar ai tras bine, mă, cu flare-ul ăla, ai fost inspirat. Că s-o căcat pe el, Bigfoot-ul și-o plecat. Altfel poate ne și omorea acolo dacă nu-i dădeai. Dacă iese din apa aceasta. Mai știi? Noi acum merem random sau? Dacă vrei pur și simplu îl vânăm, nici nu ne mai întoarcem dacă vrei la... Da, hai să-l vânăm, nu ne mai întoarcem, merem să-i dăm direct în cap, mă. Hai să fim bărbați. Da, am uisoare, zic asta, da, vezi noaptea ce-i Dar crezi că nu vine și ziua, mai știi? Poate nu mai vedem între copaci. Mă, hai să ne repoziționăm un pic camerele, că le-am pus ca niște nubi. Sau nu mai merem, că nu mai merem la urmă, ai zis că. Putem să mergem să luăm niște carne și să-l momim noaptea. Da, în rake ăla știi ce făcea creatura aia? Văd că se aseamănă foarte mult.
Mânca, găseam animale moarte. Deci, într-adevăr, venea la carne. Aha. Trebuie să luăm niște carne. Bă, și hai să rupem niște branciuri acum cât e zi și să împânzim un perimetru de capcane și de carne. Dar chiar ne putem înconjura de capcane, mă, dacă vrei, și le așteptăm, pur și simplu. Aha. Mai, du-mă la Crossroads să iau capcana aia. Hai, de pula mea, dar dai Q și unde aici o pun? Aici jos e parte, nu? Ce? Aici, ăsta e Crossroads-ul. Aici. Uite, asta e o cameră. Da? Și acolo în față e Crossroads-ul. Da, da. Camera asta duce către rulota noastră, mă. Aici e rulota noastră. Da, și eu aici, în dreapta, nu? Uh-huh. Ăsta noaptea cred că dorme, așa-i? Se odinește. Ce, ziua zici? Se odinește, da, da, da. Bă, la jocul ăla rei că ataca și ziua. Uite, uite, mă, era un cerb, fută-l Dumnezeu. Ai, cerb? Îl împușc? Hai să-i dăm, îi dăm deodată, la... Sau așa. La muzinator, mor. Ai auzit? A, cred că o plâns el că a murit. Cred că el plânge. Putem să-l lutăm? Oare să luăm carne din el? Nu. Nu, dar putem să lăsăm drept bait, mă, aici punem capcane. Fii atent. Stăm aici, deci de seară. Da, da. Uite, una eu pun aici. Pun și eu așa unde ești. Hai să-i punem în laterale, în laterale să-i punem, că din lateral vine să mânce. Da, pun aici. Una. Da, una am pus-o lângă capră. Și una eu mai pun aici, în față, la capră. Și așa e mare, eu mai am una. Mai pun aici una. Pune-le toate la capră, că o să vină la capră. Dar bun, și acum, repede la branciuri. Cum luăm branciuri, mă? Horia branciuri. Horia branciuri. Văd că nu mai pot, mă. Nici eu. Nici pe mine nu mă mai lasă, mă. Dar mai ții minte unde e culesopa aia? Oare stufe speciale, mă? Da, aia au fost, stai, uite. Au fost branciuri. În stânga, la Crossroad, aici. Hai să încercăm să găsim branciul ăla, că numai unul mă lăsa și pe mine să iau. Poate îl avem pe noi, mă, dar nu știm să-l punem. Poate, da. Hai să dau click. Da, astea ar trebui să fie. E ar trebui să dai. Poate nu trebuie să ai echipat ăsta, mă, armă. Bă, bă, ți-am zis că ești ziua. Te văd, dreapta ta, Dimian, dreapta ta. Acolo. Lângă mine au făcut așa urât, mă. Futul în gură. Hai la ăsta, în mijlocul lor, la capcane. Da, da. Dar astea nu mai dau damage, asta nu o să-l oprească să vină la noi. Bă! Te-o prins? Da! Nu știam că mă pute și pe mine. Nu mai pot să... Ba da, uite-mă că mă lasă. Poți. Grijă, numai unde calci. Și fii atent, dacă te poziționezi undeva și așteptăm, pune-te în așa fel încât dacă apeși D să ieși între capcane. Să știi, ah, okay. Să știi ce okay. Ai de făcut. Ok. Uite, aici, dacă mă uit încolo și apăs de fug. E bun. Bun, îl aștept. Bă, da, nu trebuie să stăm în afară, gen, să-l pândim prin tufișe. Așa ne vedem, până stăm și cu lanternele. Băi, eu mă tem că dacă stăm în tufiș, vin fix la noi în tufiș, aia mi-e frica mea. Da, cred că da. Știi cum facem? Tai tu într-un tufiș și eu stau în spatele tău și nu te atacă de la spate și eu aia, e YOLO. Ai de pula mea, nu știu ce să zic. Stai tu ca bait, amu, nu că prioara asta mă mor degeaba, da, Elan. Da, Codrin, dacă tot avem o cameră, hai pune o cameră pe capră. Pe capră? Cum, așa da. Încolo? Stai. Nu pe capră, gen să bată pe ea. Uite, aici, stai, uite, aici dacă o pui. N-a stai bine. Să mă gândesc. Aici, uite, exact unde sunt eu. No, așa da. E bine, rast, bine, aici e mai sus, știi? Aici? Da, și vezi ceas, că aici e sus. Nu, bine. Bun, așa. Câtă viață ți-o lua? Vrei să ne întoarcem și vedem dacă mai găsim medkit? Mă, nu mi-o lua mult, dar sigur mai găsim medkit, numai că nu acolo, în alte locații. Știi? Stăm aici? Mă uitam la hartă, încercam să văd, dar nu pot da un zoom out să... Nu-ți dai seama. Uite, dacă merem încolo, Codrin, uite unde mă uit eu, e un pod. Sigur trecem podul și găsim ceva. Vrei? Hai să merem, că e și după aia venim înapoi? Da, nu poți marca locul. De fapt, știm, la camera 8, nu? Aha. Bă, Bigfoot! Unde? Fuge! Îl văd. Fuge, mă! Cred că nu ne atacă ziua, numai fuge, uită-l! De ce nu mi-ai căcat arma, mă? Curând, ai de pula, trepede, da, fiecare glonț. Ai de pula, da. O fugit, mă! O fugit, o trec cu podul, hai! Uite că l-ai polit, mă! L-ai polit, că văd mâzga! Da? Da, dar l-ai polit, era mâzgă pe jos. Da, foarte bine. O trec cu podul, așa-i? Da, l-o trecut. Dar de aici nu mai știu unde s-a dus. No, vânătorul e vânat acum dintr-o dată. Johnstone Crayon. Main game. Poate ar trebui să ne uităm după chestiile astea să știm dacă găsim sate sau ceva cu case, că acolo mai găsim chestii utile.
Se pare că am auzit în stânga, dar nu știu sigur. Mă, și era tine ceață, mă, zici că e ceață. Da, e așa foarte în stânga, nu văd nimica. Măcar bine că ne-am aventurat că ai și tu pușca acum, deci... Da, da, mi-a ajut. Mă, mi-e frică, mă, să-mi fac pula, nu-mi tot pașii, mă, zici că vine tropul către mine cineva. Ia stai, Chiu, să văd ce... Sigur, sigur ăsta are bârlog, mă, îi găsim bârlogul. Da, mă, bine zici tu, mă. Auzi, Rai, cum face? Bă, Demian, aici nu poate să vină decât din față și din spate, dacă îl așteptăm aici. Îl auzi cum face, bă, da, te-a... Uite că a mâncat, mă, bă, uite un turist. Bă, uită-te între timp, să nu vină cumva la noi. Tu ai auzit? E un turist. Da, mă, păi ce, tu ai auzit sunetul ăla, mă, sau l-am, l-am auzit? L-am auzit-o, bă, să-mi plac pula, mă, nu-mi plac sunetele astea, mă. Bă, Demian, aici mă gândesc că nu sare din copaci, nu vrei să așteptăm aici noaptea asta? Avem unul să uită în față, unul în spate. Și dacă vine, îi dăm. Dacă vrei, îl așteptăm, cum nu? Vrei să luăm capcanele, să le aducem aici? Sau tu, ce zici? Nu, nu știu, cred că n-are... Să aducem capcane? Păi nu știu dacă vine el pe aici, știi? A, poate nici nu vine, da. Deci, bă, suntem pe drum bun, un turist e mort aici, hai să mai înaintăm, ha? Poate mare, da, da. Bă, Codrin, să face noapte, mă, să uite la soare imediat, să duce pe vrei pulă. Să ne întoarcem la Căprioară și venim mâine pe partea asta, sau? Uite-te, da, o s-o marca pe hartă scheletul ăsta, craniu. Da, l-am văzut. Nu știu ce e aici, hai repede, un sprint. Bă, dar unde ești? Te văd. Aici. Bă, Demian, dacă ne întoarcem la rulot acum, oare e marcată la că l-am găsit la afișe? Ar trebui să fie. Dar pe unde am venit? Prin spate. Am zis că să dăm oraș aici, să vedem ce e. Nu e nimic, nu știu ce e acolo cum strigă ăla. Hai să vedem pe artă. Bă, aici e ceva capăt de drum, mă. Hai să vedem, da. Hai să vedem. Mă, dar fii atent, bă, că tu l-ai văzut de o grămadă de ori. Tu ești mai ager ca mine. Bine, sus, atent. Da. Aici văd ceva gard. Ia uite un copac, oare ne putem urca pe el? Da, asta e gard, sigur e ceva proprietate aici. Sau e capăt de hartă. Bă, Demian, uite-te! Dacă stăm, dacă stăm și-l campăm pe asta. Putem să stăm aici, mă, dar oare el... Crezi că urcă în copaci? Bă, am picat, să-mi bag pula, vezi că ți-a viață multă, să nu pici. Nu pica. Hai să ne dăm jos dracul de aici. Vine noaptea, Codrin, zi acum ce facem, are la capul și-o campăm. Hai să vedem ce e asta, mă. Uite, mă, mai mi-arată, use medicine, oare mai... Mă lasă să-ți dau, dă un pic, întoarce-te. No medicine. Ok, am înțeles. E pur și simplu capăt aici, așa atâta. Speram să fie ceva mai mult. Speram să găsim măcar o casă sau ceva. Uite, mă! Bă, uite, sus, ne-am dat o casă, mă, vezi? Ia, hai să ne uităm pe hartă. A, dar nu, e în afara hărții. E de decorațiune, da? Da. Noi să ne întoarcem la capră, zici? Da, hai la capră. Dacă ajungem la capră, Demian. Băi, noapte, mă, deja, mă. Imediat văd cu night vision, mă, să-mi bag pula. Nu-mi place. Măcar n-avem stamina, nu? Știi cum folosesc night vision, numai așa. Tec dreapta, scurt, gata, pa. Ce? Da. Măcar n-avem stamina. Crezi că-l vede cu căldură? Niciodată nu m-am uitat la el cu night vision-ul. Nu cred, mă. Crezi? Nu. Scrie night vision, numai nu cred. Da, numai așa, probabil. Ce? Nu, mă, tot spără de pașii mei, mă, cac pe mine, scaun iepure. Taci. Putem avansa și încet, dacă vrei, da. Vezi, mergem mai încet un pic. Nu neapărat, că, sincer, mă simt mai în siguranță când fug așa ca un iepure. Da, știu și eu. M-am obișnuit cum merg așa ca un aurolac. Și merg cu aceeași viteză și cu spatele și cu fața. Poți să mergi așa 360 dacă vrei. Da, am văzut. Asta ar fi trebuit schimbată. Aia e misiunea noastră, să-i dăm 369 scop, așa să-l omorâm. La Bigfoot. Da, să tragi în vârf, pum, mai tragi. Pe aici, pe jos. Mă, cu 360 pe aici, pe jos, la asta, nu? Pe aici am trecut, pe la craniu. Da, mă, bă, Codrin, da? Nu mai merg așa de parte, stai așa. Mă, cac pe mie, mă. Mai bine să mergem așa în paralel. Cum mergem, am. Taci? A, nu, e vântul. Bă, ce pula muște, mă. Futul în gură, Bigfoot. Nici n-am apucat să mă uit atent la el, mă. Oare unde pula mea e, mă? Ce dracu te face, mă? Și el merge repede. Bă. Și el merge repede, taci, mă. Taci. O, că am trecut mult timp de la ultimul atac, Demian. S-a da, asta mă, în cap. Că...
Bă, mă încarc repede cu tracer. Hai că mă încarc cu tracer și tu îi tragi cu gloanță. Bun, așa facem. Da, bine. Numai să... Taci? A, nu, ăsta, e oaie de pula mea. E rău. Bun, e oaia. O dispăru, mă, cu toate capcanele noastre. Mă, aici era, mă, așa că aici era, mă. Taci? Aici era, mă, în față, țin eu minte, nu? Sau la camera... Așa? Nu, la camera 8, mă. A, da, da, da. Hai să-mi iau. Unde e camera 8? Da, mă, trebuie să trecem podul, mă. Da. Ai de pula mea, mă. Că pe aici am venit, mă. Nu mai îmi place să-mi bag pula. De ce? Nu mai... Băi, e noapte, mă, nu trebuie să mă uit în spate, tu n-ai grijă, că știi că sunt eu aici. Păi da, normal. Și cum mă simt eu, nu tremură spatele în viața reală. Eu știu că dacă vine din față, îl văd și fug înapoi la tine. Da, așa. Vrei să nu călcăm în capcane. Unde-i? Uite-le, uite-le, aici. Aici sunt capcanele. Odrin, mă sperie pașii ăștia, mă, a mei. Da? Să intrăm în capră. Ce ai zis, amu, ce ai putut zice? Ori stăm aici? Oi. Băi, te urât respirăm, mă, să-l așteptăm? Suntem doi Bigfoots. Știi ce e oribil, mă? Când strigă, eu încep să mă uit toate părțile și nu mai știu de unde vine. Hai că ne uităm, uite, fii atent. Eu fac, uite-te, tu te uiți de aici până aici și eu mă uit de aici până aici. Am înțeles. Eu okay, mă uit, dar poate tot o să-l vând întârziat. Dacă iese de vreun după un copac de prin apropiere. Da, dar măcar ne împărțim task-urile, tot e mai ușor așa. Îl vedem mai repede. Fută-mă, Dumnezeu. Băi, tăi să crânță de chips. Băi, vrei să nu vină? Băi, există friendly fire oare? Băi, cred că da, dar n-aș vrea să aflu. Nici eu, dar de-aia mi-e puțin frică. Mai fi. Du-te, mă, dacă rămân singur, dau disconnect, nu mai stau în jocul ăsta. N-a futul în gură. Nu mai vii, nu mai vii, mă, muie. Mă, nu putem face gălăgiuie, cumva. Hai că trag eu cu un flare în sus. Ce faci să vezi, mă, mâncat aș sufletul tău. Bă, dacă l-am foc acum, pică pe noi. Pică înapoi, mă? Da, mă. Trebuie să rămână în cer, mă, nu? Teoretic. Se... Hai, Bigfoot, aici, la flare. Na, no, s-a dus. Să vezi când vine un elicopter de smurt și SWAT-ul să ne salveze. Ai promis aia. Bine ar fi, nu m-aș supăra asta, nu mai văd asta niciodată. Am dat click pe tine din greșeală și în loc de use medicine am văzut use meme. Asta nu mai realitate poți. Asta nu vine mai deștept, Bigfoot. Aha. Mă, tu pare să te buzi să ne luăm inima în dinți și să stăm în tufiș și să pândim capra. Nu. Ce ține? Mă, nu prea, dar deja mă cac pe mine cum am ieșit de acolo. Mă simțeam în siguranță între alea. Mă, vezi unde ești? Eu te văd, dar... Eu nu te văd. Băi, oaie, am văzut o capră, oaie ce m-am speriat. O... Da, te văd, te văd. Da, bă, Codrin, uite, eu mă uit la tine, tu te uiți la mine. Dar tu stai lângă lac, tu ești șmecher, că doar n-avei un Bigfoot din apă. Eu stau fix cu spatele la albă ca zăpada. Da, da, în pădurea cu alune, să te maci de mea. Cum s-o pus de mea lângă lac și numai să vede cum mănâncă chipsul. Tu, eu tu te uiți la mine, eu la tine, zice el. Stă cu spatele la piatră și și mai spate e lac, no, ce zăpățești tu? Fută-te. E stânga mea pe mine când nu mă aștept ce îmi fut eu una. Dacă stingem luminile, oare crezi că vine la carne? Hai să le stingem, da, hai să le stingem. Bă, cu lumina, am văzut pe lumina când nu mișcă. Tu ești, mă. Am încercat să te speriu. M-am pus din gură, mă, zâmba pula, mi-a și scăpat chipsul din gură. Taci? A, nu, îți pașii mei cu ecou. Mi s-a părut că auzam ceva mestecat. Bă, Demian, tu ești ăla, așa-i? O, puta, Dumnezeu, sunt ca un canibal, Diana, mă. Hai, Demianu. Nu-i fai, gata, nu mai. Demian, m-a deconectat, eu nu mai sunt joc. Mă, pulă! Îți dau foc să-mi dau pulă, adică nu. Băi, în ce joc merea aia așa când erai deconectat? Chiar te-am crezut pentru o secundă. Băi, nimic, nu văd numai numele tău și cerul. Așa, mă, și Codrin Bradea, Sata, văd eu. Sata 2. Bă, dar chiar dacă știu eu bârlogul lui unde-i, mă, cum aș duce pe ăsta el. Mă, vrei să nu mai... Bă!
Vine, vine, Codrin. Demian, aprindem parte... lumina sau nu? Nu, 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 că e pe partea aia altă de lac, am auzit. Dacă vine Raș, vine la Căprioară, nu aprinde nimic încă. Dar dacă ne știe, mă? Poate ne știe. Mai stăm un pic, zic eu, și merem să-l căutăm. Bă, merem de unde s-au auzit urletul, mă. Hai, ha? Hai să merem. Hai. Da. Să-mi va pula din urpuneza. Doamne, fute-l. Că m-am săturat de el, mă, tătăne, căcăm pe noi aici, mă, hai să-l omorâm dracul și aia e. Îl băgăm în cușcă și acasă, Demian. Hai, nu mi-are. Indiești. Indiești. Uită-ți, bec puțul, mă, tii. Unde ești? Codrin, Codrin, ce? Codrin, unde ești? Ce? Nimic, aici. Am dus pe partea altă. Oare, nu m-am speriat. Credeam că vine la tine. M-am speriat. Hai să explorăm, uite, mă, uite, unde? Uite, unde? Uite, Bă, m-a lovit, ai trec. Da, i-am dat. L-am mai lovit în spate de câteva ori. Nu cred că l-am pălit. Mai e către el? Da. Deși eu nu mai am viață, mă, crezi că se termină jocul dacă ne prinde? Da, o să mor și mă lasă pe mine singur, mă lasă pe mine în față. Să-mi dea mine de acum. Da, dar uite ce puțină viață i-am luat, vezi, Demian? Mhm, dar nu, că eu am tras cu trec și nu i-am dat damage și nu cred că am polit. Și da, văd că... O, bă, pula, nu mai avem trec, am. Ia uite, bă, uită-te pe hartă, îl vedem, Demian, de la track-ul tău, dă-i Q. Dă-i, după el! Cât îl vedem, oare, cu track-ul tău, mă? L-am polit, înseamnă că da. Hai că măcar știm că n-avem de ce să ne... Uite cum fuge. Uite gunoiul unde se ascunde, poate ne duce fix la bârlogul lui, Demian. Da. Dacă vine înapoi, Demian. Demian, nu, vine înapoi? Eu dăm dacă vine înapoi, să-mi bag pula dacă nu. Mere dreapta, trebuie să-l interceptăm, vină după mine. Vin. E aici în fața noastră, o să ne treacă prin stânga, în dreapta. Nu. În dreapta, e aici acum? Uite-l, îl văd. Îl văd, hai după el, că poate e rănit. Nu trage încă. Vine la noi, trage. Demian o să mă moare, stai cu planul, Demian. Bun. Hai după el. Trebuie să-mi car. Am polit? Am mai polit și eu. De două ori? Îmi încarc. Cred că a treia oară? De. Nu mai văd. Hai că l-avem pe track încă, Demian. De. Bă, Demian, eu nu mai am flare, tu mai ai? Bă, să... Da, s-o oprit, mai am două. S-o oprit. Ba nu, fuge. Bun, te mai uiți tu pe hartă? Da, mă uit eu după el. Bun, mă uit și eu din când în când. Vine înapoi. Bine, pregătește-te că-i dau eu flare-ul. Lasă, stai în spatele meu. Dar nu el da foarte, îl lași să se apropie puțin. Bine. Bă, unde-i? Îl văd, dai flare-ul, că mor. I-am dat. Mai are puțină viață și el, mai am un singur flare, Codrin. Trebuie să mergem înapoi în bar. Nu știu de ce pula mea, bă, cred că tu tragi tot timpul în el și de-aia vine la tine. Trebuie să mă lași pe mine să-l păiesc prima dată. Îl pleznesc și printre tufe, mă. Da, dai, foarte bine. Câte glanțe mai ai? L-am mai pleznit de câteva ori, mai am 9 glanțe, Demian, ar trebui să ne întoarcem. Am pălit și eu acum, uite-l. Bă, uite outpost, dacă medkit, doamne, dă-i. Nu, am un nișă. Nu, dă-mi-l mie, mă. Dar nu este. Ai luat muniția? Demian, nu, tu ai luat-o și eu mai aveam 9 glanțe. O să-mi bag pula viața mea! Bă, Demian, deci ai luat să... Mezzu, mă, Demian, tu știi câtă viață mai am? Unu viață, cam așa. Trebuie să ne întoarcem în bază, să căutăm de acolo provizii, altfel eu mor, mă, dacă mai vine. Da, trebuie să mergem să te pozim. Bă, Demian, dar dacă i-ai dat, oare acum are timer sau îl vedem permanent? Eu cred că trebuie să stăm lângă el ca să-l vedem, bă. Cred că ăsta-i secretul. Bă, mă duc eu, mai am un singur flare și lasă-mă pe mine. Nu, vin și eu, dar tragi tu primul. Da, dar stai. Mă gândeam că ne întoarcem la o rulotă o singură dată, numai ca să ne umplem de ce mai este de medkit, mai era sigur unul în rulotă. Și ne întorceam full din rulotă. Dar dacă vrei, mergem, nu? Sigur. Mă, nu cred. Vrei să mergem? Dar mi-e ciudă că-l pierdem, bă. Și mie mi-e ciudă, dar... Uite, îl văd, da-s că tot fuge acolo. Da, nu se mișcă chiar așa repede. Să nu mă omoare pe mine, pula mea. Nu, că trag eu și-i dau flare înainte să vină, de data asta reacționez mai repede. Că mă duc eu în față, tu stai în spatele meu, să nu cumva să stai aproape de mine. Vezi că s-o cam oprit. S-o oprit, ba nu. Nu.
Nu, mai fuge acum încă. Vezi că... So... Ba nu, dar avansează foarte încet. Cred că ne-au pierdut urma. Îl văd. Taci. Eu am tras. Bun. Dai cu perul. Nu. Trage, că mă păl... Ăsta vine și spute una și pleacă. Ăsta e secretul. Nu mai văd. Îl văd eu. Nu mai văd. Pe hartă. O dispărut track-ul. O dispărut track-ul? Are timer. Nu, no, atât a fost track-ul. Bă, Demian. Întoarcem? Da, hai la rulotă, hai pe aici pe pod. Hai pe aici, pe dreapta, nu? Bă, Codrine, dacă vine asta după noi, am velit pula. Demian, dar nu-i bine pe aici, nu, hai pe de-a lungul podului, hai cu... Ce-a fost aia, mă? Fotă, mă! Uite, bă, o fulgerat un copac! Bă, ce pula mea a fost asta, frate? Tu vezi? Da, mă, ce pula mea a fost asta, mă? Ce e asta, mă? Ți-a zis că mai ești chestii de astea paranormale, mă? Ce pula, Demian, bă? Hai să ajungem la rulotă, că eu mor, mă, dar serios, da, mă, da. Fută, mă, câtă... Bă, stai-te cu patul! Hai să-ți pula mea! Fute, bă, că ia să pice pe mine, mă! Ce pula mea e asta, mă? Fugi, hai la rulotă! Hai de copacul! Are-s chestii random, mă? Da, eu cred că, mă! Sau când vede că deja mai are puțină viață Bigfoot, încearcă să ne încurce. Cred că asta e, mă, cred că asta e, ai dreptate. Codrin, am auzit ceva în tufiș. Nu. Mă jur că am auzit ceva în tufiș. Unde ești? Te văd. Fugi. Hai la rulot, acolo stii mai în siguranță, mă, să mă apulă. Păi, am să pic de pe pod, mă. Hai că mai avem puțin, o luăm direct în pădure, Demian, sau... Mă, pe unde știi tu drumul? Hai că trebuie să-ți dau fil. Bine că nici eu nu mai am mult, că îmi fute una și mor. Dar e ok. Eu mai am un flare măcar, mai trebuie să mai mergem, să mai luptăm un pic. Bă, dar mai trebuie. Hai să luăm trap-urile înapoi, Demian. Le luăm? Bă, îl văd, în față. E după crossroads, la dreapta, o luat-o spre camera 3 pe hartă. Iau capcanele. Ia-le cu grijă tu că eu mor dracului. Acum că ai zis, eu am uitat că astea dau damage, dar hai să plecăm numai. Mai este una, stai că o iau eu. Hai la rulotă, Demian, hai că e în dreapta, acum sigur nu mai vine. Poate vine raș, mă. Sper să nu fie așa spawnat random, când... Sper că e așa roaming, cumva. Nu că e roaming, clar e roaming, da? Ideea e că se mișcă repede când vrea fraierul. Am văzut. Îl putem omorâ, Demian, să-mi bag pula. Îl omorâm că nu mai are multă viață. Ia uite, aici suntem la noi acasă. Hai să mă uit dacă nu mai sunt chestii pe aici. Mama, ia și tu signal flare. Uite, signal flare-ul, bă! Da, mă. Așa, da. Și două track-uri, atât. Și eu iau un track, și eu iau un track. Ia-ți liniștit. Am luat un track. Bă, rope, avem rope. Capcană, okay, bă. Used for linking predators. Night vision camera, battery, open fridge. Bă, hai că încerc să mănânc meat. Vă să zic că eu închid ușa, că dacă vine ăsta să-mi o dea mie. Nu, asta se pune pe jos mitul, se pare, ca să-l ademenim. Bă, Demian, da. Uite, bă, l-am găsit, se vede, ți-am zis, o bifat, mă, mă gândeam eu că așa face. Încearcă să pui o capcană în fața ușii, totuși, pe mine nu m-a lăsat, dar vezi, dacă ieși din rulotă, poți? Nu te lasă pe sau măcar la geamul ăsta lateral, ia, uite. Numai aici, uite-te, aici ce mă lasă. Nu mă lasă nici la asta, că știe că vrea să atace Bigfoot-ul pe el, futu-s morți, mă. Bă, Demian! Ia, mă, l-aud! Taci! Îl aud! Vino înăuntru! Nu, era asta. Bă, Demian! Ce? Carnea! Nu pot să o pun aici, nu pot în jeep. Păi și cum? Noi trebuie să-l legăm cu rope-ul, mă, acum m-am prins. Pe Bigfoot? Da, hai rulotă și zic, când nu mai are viață, cel mai probabil... rulotă și zic. Cel mai probabil că nu mai are viață, el pică pe jos, noi trebuie să-l legăm rapid cu funia și după aia îl tragem noi în cușcă. După aia închidem cușca și plecăm. Așa-i, mă, așa-i. Că rope-ul nu mai există. Mă uit un pic pe camere, tu mai dă-ți seama una alta până atunci. Bă, Demian, dar dacă ai ști câtă viață am, așa frică mi-e acum să fac orice, că mic am ajuns așa departe și acum poate dacă îmi fute una, mă scoate din joc și... Bă, probabil, dar fii atent, știi ce putem face? Mă pot duce eu într-o expediție, să-ți caut ceva și am flare gun, dacă vine eu dau și fug. Pot să vin și eu, mă, dar mică, n-apuc să dau cu flare-ul, că nu știu din ce parte vine, poate mă trezesc. Și da. Eu am 20% viață, nu 20, am vin 4. Cu tine, mă, doar nu te las, mă, da, dacă mor aia e, da. Mă, dar a fost foarte bun tracer-ul ăla, mă, tu câte ai? Acum mai am două. No, știi ceva, tu tragi mai bine ca mine, eu trag cu gloanțe, tu îi dai un trace.
dar numai unul și dacă îl pălești te oprești și verifici cu Q, ca să nu le consumăm pe tăte. Da, știi că nu mai avem din astea numai la noi, zici? Știi? No, trebuie să avem 3 încercări, eu una, tu două. Tu tragi mai bine, dai tu cu 300, eu dau gloanță. Problema e că și numai cu 300 și fugim după el. Da, numai 9 gloanțe, aia e problema mea. Chiar că trebuie să mergem într-o expediție de mian. Uită-te la poarta aia mare, mă, oare putem trece până ea? Sper că nu ne cere chei și de alea. Fii atent, Demian, o luăm, știi cum o luăm? Dimineața. Uite, vezi drumul ăla pe care e pusă mașina, cum ar fi? O luăm așa și dăm la stânga, că pe ăla nu cred că am fost, până ajungem la poartă, pe drumul ăla lung. Da, hai să mergem, vrei să mergem? Deja e zi, mă rog, pe jumate. Nu-i chiar zi, dar man, dacă vrei, că nici eu nu vreau să... Mai oricum el vine și ziua, ai văzut? Da, no, merem așa atunci? Da, hai să mergem, da, ești... mă lași cu mine în față. No, nu, tu stai în față. Stai, du-te. Mă duc eu. Am vrut să zic că să mă lași pe mine în față, să-mi dea mie, dacă bă, vine sau dacă îl buguim așa după masă, crezi că ne prinde? Mă, cred că ți-o dă prin masă, cred că se oprește așa și își lungește laba și îți fute una, eu așa am impresia. Nu mă omoră, bă, ce vrei să faci? Nu te omor, mă uitam pe hartă. Mi-e groază, mă, că știu că o să mor, mă. Dar să nu merg prin tufe atunci. Bă, Demian. Da. Eu încarc trecul. Da. Dacă e prea aproape, tragi. Că serios, unu viață mai am. Nu, dacă e prea aproape, trag cu flerul, mă. Dau cu flerul. Da, cu flerul, cu ce am zis? Ai zis că tragi. Da, mă rog, cu flerul, scuze. Stai că drumul... Dar nu faci mult stânga-dreapta dacă vezi pe Bigfoot și în fața noastră să nu cumva să tragă în tine. Încă suntem pe drum. Văd că bateria mea deja se duce, noroc că mai am una. La ce, la... Am filmat deja o oră, cred că, mă, și de aia cam o oră ține bateria mea. Mai ai de rezervă, da? Da, mai am. Da, e și asta, da. L-am încărcat, dar cred că ține și asta încă jumătate de oră. Te-am zis, mă, filmăm 58 de minute, da, pula. Dar mă gândeam că morim de două ori și gata, dar că chiar reușim să-l batem pe Bill Gates. Da, hai să-l batem, numai să nu rămânem așa. Pe Bill Gates ai zis? Da, din greșeală. Jasper National Park, aia aici e intrarea, am venit degeaba până aici. A, nu se poate, aici e intrarea. O luăm pe drumul din dreapta atunci, că uite, și o ținem tot pe ăsta. Da. Bă, nu știu de ce, am impresia că vine, mă. Ai o presimțire? Vine și pe lângă noi. Da, am o presimțire, nașpa. Că vine fraierul. Stai că îi dau cu track-ul. Bă, dar ai văzut că ultima dată când ne-am întâlnit cu el, mă, uite de câtă viață i-am luat, mă. Văd, păi am tras în el. Ultima aproape l-a fizdit. Tu ai rope, așa ai? Rope? Da, am luat câteva, nu știu exact cât e, dar... Eu am una, parcă. Trebuie să legăm și de mâini și de picioare, mă. Sper să mă mai țină, mă, bateria. Stai că o pun pe asta la altă, l-am încărcat până atunci. Da. Așa, hack, life hack. Life hack, da. Pe aici arată că-i drumul. Tu auzi sunetul ăsta? Care-i? Sunetul meu de hartă, cred că, nu? Nu, ăsta. Stai lângă mine, auzi. Da. Încarci sau ce faci? Da. Forțez, că n-am ce să încarc, adică mi-e full. Ia uite, mai este un pod jos, hai să mergem așa de-a lungul hărții. Vezi, te mai auzi din când în când stânga dreapta. Bă! Parcă aud un tropăit, mă. Eu am auzit în tufe ceva. Unii bârlogul, mă, vreau să-i găsesc bârlogul. Dar poate n-are, mă. Bă, are bârlogul, mă. Are, așa-i trebuie și eu zic că... 100%, dacă nu-s proști, știi bârlogul jocul, da, e nebun, tare. Bun, aici dăm la drumul ăla care e închis la dreapta. Hai să o luăm așa. Și trecem pe lângă ăla, facem în conjurul hărții. Să nu călcăm numai în capcanele noastre. Mă, sper că... Dar nu, că ni le arată. Uite, în stânga e corpul ăla, e scheletul, știi? Da. Pe aici mai fost. Bun, dar pe aici n-a mai fost. Ba da. Uite că el prin zona asta au fugit, mă. Bă, dar numai scase, e imposibil să nu mai fie lut, să ne lase numai cu atâta. Mă, cum să nu? Cum să nu mai fie? Bă! No. Unde-i? Îl aud așa, uite-te, cum mă uit eu acum. Ăsta-i charge-ul, da. Numai să nu vină pe altundeva. Da, stai în spatele meu. Da. Ăsta e charge-ul. Ne-am ninosit. Și vine pe noi. Ideea e să nu ne flancheze, să nu vină pe altundeva cumva. Dar mă uit, stânga-dreapta fac. Așa face când vine pe noi sau? Da, eu din câte am observat așa face când ne atacă de obicei. Poate așa ne avertizează că e aproape, mă. Sau poate. Poate e nervos, îmi pune, nu știu. Cu atâta viață... Deci, măcar știm aproximativ pe unde a fost. Da, dar păi... Ai ții minte că de la trecută ne-am dus să-l căutăm și de unde s-a auzit răgitul, acolo era.
Păi, dar mă gândesc că e chiar acolo, numai... Vrei să mergem sau vrei să mai căutăm? A, mai căutăm, da. Microază, mă, să... Da, ai dreptate, ai dreptate. Da, dar nu mai găsim casă, mă. Trebuie să mai găsim. N-are cum să fie numai... Am găsit două, mă. Bă... Adică un turn și... Ce-a fost asta, mă, Cotrine, iar, mă? Iar o fulgerat, uite-te, mă, copacul ăsta. Urmează să mai tai, să mai scad, să mai... Bă, să mai nu putem face ceva din ăsta, mă, că e așa. Nu ne dă oare ceva. Mi-e groază să nu murim, da. Nu te apropia tare de el, tu ai unul viață. Dai cu minte, serios. Doamne, uite, da, a fulgerat, că se vede că e... A, atâta tot, da. Mhm. Dar ce pula ne fulgeră așa din senin, mă? Bă, are acolo capă de hartă? Mă, nu știu dacă mai pot duce în păduri, mă, în viața reală, să-mi bag pula, mă, ce dracu mi-a făcut așa urâte. Dar mi-a fost frică din totdeauna, dar am ușit, culmea. Acolo cred că e capă de hartă, mă, nu cred că mai găsim noi. Hai să vedem, poate s-o respawna loot-ul în ăsta, mă, dar nu prea cred. Nu se respawnează. A mai fost aici? Da, văd că e descoperit pe hartă. Da, aici ai găsit, am găsit eu glanțele. Tu câte mai ai? Mai am 6 cu 9, 15. Mai am baterie numai. Tu auzi? Flare gun, nu? Asta e flare gun. Tu auzi de mine? Ce? Bine? Tu n-auzi? Ai ploaia, mă, nu? Că plouă iară. Da, plouă iau fi pe acoperiș, mă. Da, mă. Bine. Și aici o fi capă de hartă, sigur e capă de hartă, nu mai are rost. Hai să ne uităm. Chiar uite, aici nu e descoperit, arată ca și cum n-am mai fost pe drumul ăsta, Codrin. Păi aia zic, dar cred că e numai pur și simplu capă de hartă și gata. Sau nu? Încercăm? Hai, aici. Poținut. Da, mă, unde pula mea e ăsta, mă? Dar acum parcă fiecare tu fiș, parcă văd că, cum se formează. Așa ai? Riful, da. Nu, no, e gata aici. Gata, așa e? Da, e gard. Hai merg de-a lungul gardului, poate. Măcar știm că nu vine din dreapta. Nu, poate stă pe munță ăsta, mă, Bigfoot. Gen pe dealuri din astea, așa. Aici trebuie să fie burlogul, mă, lângă niște pietre, 100%, zic eu, mă. Să mergem pe lângă pietre, vezi că dacă facem eschibiții de astea, eu dacă pică-s ciao. Eu m-am urcat. Am venit și eu, da. Mă, nu știu ce să zic, să nu murim așa penibil. Aia zic. Aici, dacă murim picăm de aici, sigur murim. De tot. Bă, murim penibil rău de tot, cu trimerea înapoi unde am fost, hai. No, eu am intrat în hartă, în pula aia. S-o lua viață? Cât tine am? Hai, de pula mea, de mian. Murim. Am picat prin hartă, man. Păi dacă facem de astea de Skyrim, la cine așteptăm? Uh-huh. Chiar la Skyrim mă gândeam când am făcut aia prima dată. Dar păi și eu urcam așa cu calul la 90 de grade, pă. No, deci la oricine am cam explorat. Taci. Tu auzi? Mărie. Taci. Vibrează ceva. Aud, Codrin, aici n-am mai fost. Dacă e pe aici bârlogul lui. Bă, ăsta e bârlogul lui, bă. Îți zic eu, uite aici. E ca un vede. Ăsta e bârlogul lui, Codrin, am găsit o peșteră. Unde? Am găsit peșteră. Ăsta e bârlogul lui, mă. Da. Ăsta e bârlogul lui, da. Mă. Intrăm atunci, îl confruntăm pentru ultima oară. Uai. Demian, îmi pun pe flare. Tu spui pe flash și... Nu, eu tu spui pe trei, serios, pe uite, mâncare. E al doilea! Am găsit, bă! Bă, de mine! Fii pregătit, e medicină aici, ia că-ți dau! Nu, eu ție! Mai e una, uite! Tu mi-ai dat, îți full! Stai că eu iau și dau pe tine! Îți full viață! Ți-ai dat ție, man! A, o iau și o pun pe tine? Nu, ia-o tu și dă-i haș, e sfânt, că altfel... Cum? Uite-o, apeși E pe jos. Dar unde e? Eu nu văd. Nu vezi asta? Nu cred că-s buguit. Nu, hai că ți-am luat-o eu. Ia, stai, o dau pe tine. Dă-mi-o tu, te rog. Dau H, da? Da.
S-a pus? Vai, mulțumesc, am viață full, tu? E bun, deci l-am găsit și pe ăsta. Ai full, mă? Da, eu sunt full viață. Îl batem deja, gata. Da, e gata. Bine că ai găsit peștera asta, mă. Ai de pula mea, mă. No. Ți-am zis eu că ăsta-i bârlogul lui, mă. Ăsta-i bârlogul lui, uite-te că mâncă numai că prea are, mă. Da, sigur, ăsta-i. Dacă îl așteptăm să întoarcă, oare se întoarce? Nu cred. Nu, uite-te și tu stânga-dreapta. Acum nu mai mi-e frică. Și dacă vine să-mi bag pula așa, dau în el. Viață, mă. Ce? Aia da, ne uităm peste tot. Deci l-am găsit și pe al doilea. Poate facem și obiectivul hai, secundar. Ce? Unde ești? Ah, te văd. Nu, o să aici, mi se pare că am văzut ceva. Stai să-mi aprind o țigare, că n-am mai fumat. Doi. Uai, și ce mi-ar mereu. Nu-mi vine să cred că chiar facem asta, adică că chiar îl învingem, mă. Credeam că o să fie imposibil, credeam că, știi că ți-am și zis, să luăm, murim de două ori și ieșim. Eu așa credeam că o să fie. Am vrut să zic că băgăm, adică era vorba că merg pe dificultate maximă, nimeni nu este. Da, nu este. Uite că ce cam cer era. Hai să o luăm așa pe drumul ăsta, uite. Un pic, asta un pic, stai așa, să văd ce e aici. Că e munte. Aici e munte. Se aud. Codrin, unde ești? Codrin. Am găsit al treilea cadavru. Bravo, Codrin! Aici. Ce e acolo? Asta e, e fata. Mai trebuie unul. Am auzit muștele și am venit după sunetul de muște. Aha. Uh-huh. Glacier bravo, Lake, Main Gate. Na, uite, hai că merem bine pe drumul ăsta de Mian. Ăsta. Să o luăm aici. Da. Duce spre aici. Aha. Bun. Se pe ce n-am mai fost. Bă, de acum cum îl auzim că urlă, merem direct către direct la el, da. Și acum să-l auzim că urlă și fugim în direcția opusă. Da. Direct, ne întoarcem 180 de grade. O luăm prin mlaștină. Nu, putem. Stai un pic să mă uit pe hartă. Hai pe aici, Codrin, că pe aici n-am fost. Stai. Și poți să umbli pe aici, pe marginea mea, știi. Ok. Poate găsim ceva. Mai e un singur turist și Bigfoot în sine, atâta mai avem de făcut. Dacă auzi miros ăsta, dacă auzi sunet de... Bă, parcă văd ceva, dar nu-mi dau seama dacă e casă sau nu. Da, văd. Dar n-am fost acolo. Poate am fost, da. Am fost, mă. Ia e de pe hartă. Ia unde mi-am găsit eu pușca. Vai, ce bine că am găsit și eu pușcă, mă, cafe de nașpa rău. Tot aruncă-te o privire din când în când la cameră să... Bă, mai avem carne, Codrin. Nu vrei să-l ademenim? Ba, dar nu, mă. Bă! Imediat, acum. A, tu ai intrat. Tu ai intrat în apă. Bă, ce pula mea, mă! M-a băgat în apă direct, mă. Am văzut... Se pare că m-a cas ceva, mă. Da, eu mi-a supărut că ai avut lag după câte te-am văzut. Da, cred că am avut lag. Vrei să punem o bucată de carne aici și l-așteptăm cu spatele la gard? Dar nu, crezi că vine, mă, dar nici nu cred că e pe aici, trebuie să punem un pic mai... Bă, să putem să punem câte ai? Eu am trei. Două. Nu. Una? Pune una. Numai, știi care e faza? Noi am lăsat și căprioara aia moartă, am împunem carne. După aia mergem în altă parte, iar cred că vine și le mâncă pe rând și noi uite suntem în altă parte. Trebuie să împânzim o zonă plină de carne, mai bine ia-ți-o. Uh-huh. Și mai avem trepuri, nu mai avem, că le-am pus la... Eu am trei. Ah, tu ai trei. Uai, eu le-am lăsat la rulotă, le-am împânzit pe acolo. Nu știu ce să zic. Hai că vedem, stai un pic să mergem așa vreodată roată, să știm că am explorat, să nu mai fie ceva turist. Unde ești? Aici. Aici. Mă duc sus, știi, să nu fie ceva pe aici, pe sus. Bă, tu ai auzit, Demian? Acum. Ce-a fost aia? Ceva în apă, eu ți-am zis. S-a auzit, bâlbâdâc, tu n-ai auzit? Nu, n-am auzit. Poate chiar e ceva în apă. Poate, că nu cred că e degeaba. Uite-te, bă, Demian, tu nu vezi chestii verzi în apă sau zlicurici? Văd, mă, dar cred că e reflexia. De la ce? Că uite, se mișcă pe... Nu știu ce să zic. Cred că e apa și nu e foarte bine făcută, eu știu. Numai să nu fie ultimul cadavru în apă, că atunci... Aaa, da, mă, da, sigur, mă. Crezi? Mai mult, sigur, da, eu așa cred. No, hai, până apă. Cred că trebuie să căutăm întotdeauna. Stai, nu mă un pic. Tot aici n-am fost, să știi. No, stai că vine acolo, așteaptă-mă, Demian. Bă, Demian! Îl aud! Hai spre el! Cred că mi se pare că l-am văzut, Doamne, dă-i! Să terminăm o dată pentru totdeauna. Să ducem acasă în pușcă. Tu mă vezi? Da, te văd, sunt spatele tău. Bun, hai peste el, Doamne, fute acum. Oricum să-i găsim pe turiști, e opțional, nu? Da, e opțional.
E ok că am găsit 3, cred că e mai mult ca suficient. Da, nu, n-am treabă cu turiști neapărat, vreau să... Uite, nu știu dacă l-am nimerit. L-am ratat, cred că, cu trecul. Nu, l-am nimerit. Bă, l-ai nimerit? Da. Că eu mâncăteam repede, trecul, dai. Stai că nu-l văd. Nu mai văd. I-am dat-o. Hai după el. Are trec. Bun, Codrin, bravo, man. Bă, eu nu mai am idee că mai am 9 blanțe, dar... Trag eu după el. L-am pălit iară. Du-te. Bă, când mi se termină blanțele astea, o să fie destul de nașpa dacă nu-l omorâm. Da, nu știu dacă-l omorâm, dar hai să încercăm. Iar o ia pe ăsta pod, mă. Du-te după el. Uite-te, mă, să nu se ducă trecul acum, iară, mă. Nu cred că se duce, mă, că o să încetinească la un moment dat. Cred că se oprește. Și dacă nu se oprește, trebuie să se întoarcă în roată și atunci trece pe lângă noi. Ia uite, se opre... vine înapoi, Demian, hai. Vine înapoi? Ești în spatele meu? Așteaptă un pic, dacă sunt un pic departe. Hai, o să iasă pe drum, Bă, da. Nu-ți mai opri la terenul, E pe drum. Uite, vine, dă-i-a. De ce te-ai băgat în fața mea, mă? Dar nu știam, du-te după el. Hai de pula mea. Hai de mea, termină. Dar tu vezi ce fac eu? Văd, te-am pe spectei, dar foarte puțin văd. Hai de pula mea, te-ai băgat în fața mea, mă. Am fost. Dar n-am știut. Hai de pula mea, n-am vrut să trag, mă. Dar am n-are treabă, stai liniștit. Hai, rămas, uite-te câtă viață mai are, hai că-l omori lejer, mă. Hai, mă, să-mi bag pula, îmi pare rău că te-am urât. N-are treabă, mă. Uai, dar să-mi bag pula dacă îl pierd acum, am belit pula, mă. Eu sunt al cincilea turist de mine. Hai de pula mea, mă. Mi-e frică, mă, să-mi bag pula când nu-i frică, mă. Acum eu singur. Da, ești, dar pe dacă m-ai împușcat. Nu mă, te-am auzit cum faci. Vine. Unde? Tu te dai de mine. Uite-l, vine, omoară-l, încă puțin, încă două blanțe, un blanț, două, dă-i, încă, omoară, atât! I-am dat-o! Leagă-l cu sfoară! Poți? Da! Bun, mă! Ana, m-am omorât! Hai, bă, trebuie să-l trag după mine, bă! Da, dul, hai că nu știu dacă să mai... Dul. Bun, Demian, bravo! Bă, trebuie să-l duc la... Dul! Uite, bă, dorme, mă! Îl vezi ce oribil e! Bă, poate trebuie să-l duci într-un timp anume ca altfel... Cel mai probabil, ce pula mea, nu m-am mai pot mișca! Bă, unde e rulota, Codrin, mă ghidezi, te rog! Da, stai! Bă, nu-l pot trage, e foarte greu, mă! Bă, are physics, mă! E foarte da, greu, se încurcă în astea, în tufe, mă! Așa. Mă, la modul respiră, mă, uite-te ce oribil e, mă. Are 10 metri să-mi bat pula. Am motor, am bind, no, atât am trebuit să-l apăs din greșeală. Bă, Demian, eu nu pot să mai văd harta, du-te tu. Mă descurc. Aici pui ceva muzică, de-aia e succesful cum îl trag. Da. Bă, ce fac, mă? Unde mă duc? Dar chiar așa, ce să mai facă? Unde să se ducă? Acestea erau întrebările ce îi străpungeau rațiunea și sufletul lui Demian după moartea camaradului său. Era aventura la mijloc și ei doi pe câte o parte, dar excursia s-a ales cu mai multe cadavre decât era de așteptat. Like dacă ai vărsat 3 lacrimi. Dar nu asta trebuia să fie sfârșitul. Demian știa scopul expediției. Oamenii din Pule trebuiau să fie din nou în siguranță de fiecare dată când voiau să meargă la grătărel. Chiar dacă asta însemna o treabă murdară pentru el, niciun copil din Pule nu trebuia să alerge cu frică fluturașii din pădurea interzisă. Demian onoră trupul neînsuflețit al camaradului său pentru o ultimă dată și plecă de grabă să ducă la capăt misiunea. Demian înnebunise, avea impresia că Codrin încă vorbea cu el. Da, sunt aici. Când de fapt nimeni nu-l întrebase nimic, Demian era acum pe un drum pustiu. Un drum pustiu și lung din care nu cred că mulți se mai pot întoarce. Aha. Ce pula, zice Demian, vorbea singur Demian.
Demian era în pragul nebuniei. Toată viața copilărise cu Codrin. Iar acum nu vedea decât un om mort. În omul cu care a copil. Habar n-am ce zic, am dat drumul și înregistrez să-mi bag pula. În rulotă trec secunde. Greu și ajunse înapoi. Era singur acum unde, de obicei erau ei doi. Trecuse de-abia puțin timp. Dorul de tovărășie. Merită acest schimb o viață și o prietenie. Nu există loc de trucuri dacă destinul te cere. Nu poți decât să te bucuri să te afli printre stele. Chiar dacă am reușit, jucăm un joc buguit. Logica și joc cu ceartă, mobul stă blocat sub hartă. Sub hartă de fizic stont, Bigfoot îi sub orizont. Poate nu mai reușim deloc. Ia bă că mi-aș pula în el joc!